să facem ceva, mă, bă, frate, că dacă te duci la universitate, tot același căcat o să faci. Tu trebuie să te pună să înveți singur acasă, să faci own research. Îți dai seama, frate. Este foarte, eu ți-am zis, sunt copleșit. Deci dacă aș fi pizdă, cred că aș fi plâns. Da, Doru, dar și plânsul cu ce te... Și cu... Păi și eu te întreb acum, și plânsul cu ce te ajută mâncați așa? Nu știu că la asta ajung și eu. Te scaci cu aia, nu e vorba de asta, dar e vorba că vreau să facem ceva, frate. Și nu vreau, și faza că nu vreau să fac singur, să mă duc, să muncesc 10 ani de zile, știi? Să nu am niciun contact cu nimeni în 10 ani și în 10 ani să vin cu S-class-ul, știi? Bă, asta e altă chestie, frate, că... Vreau să muncim cu toții 10 ani, frate, să fim cu toții în chestia asta, știi? Absolut, eu sunt... Bă, Doru, eu sunt total de acord cu tine, frate, eu te înțeleg. Știu, că și eu pot să fac, frate, crede-mă, eu am voința în mine și... cum să-ți explic eu? Hai să ne lăsăm de droguri dacă ai voință în tine. Hai să ne lăsăm de droguri dacă ești pulă. Bă, Doru, eu n-am probleme cu drogurile, frate, în felul în care cred că ți închipui tu. Nu am probleme cu drogurile, nici eu n-am probleme cu iarba și cu curvele, e ok. Lasă, bă, Doru, bă, mâncați așa că, sincer îți zic acum, frate. Puteam să fie mult mai rău, frate. Eu zic cum eram acum câteva luni, frate, când cheltuiam în pula mea zilnic, frate, pe cox doar. Câte 600 de lire pe lună cu aia minim. Păi aia înseamnă tocat, frate, aia înseamnă prostie, frate. Păi asta zic cu aia, dacă am ajuns într-un punct în care avem atât de puțin, avem atât de multe oportunități, adică să facem cumva, frate, să fim cu... Eu zic sincer, frate, Doru, eu mă văd în stare, frate, să... Da, frate, să... Să zicem că tu ești în stare, da? Așa, să zicem că tu ești în stare și Vilian să zicem că e în stare. Doar că eu și Antonio nu am fi atât de în stare precum sunteți voi. Și trebuie să fim toți, frate, trebuie să fim, să ajungem, chiar dacă nu sunt eu și Antonio, știi? Dar să ne apucăm cu tine și cu Vilian, să ne apucăm toți și pe parcurs o să învățăm, frate. O să învățăm cum să avem disciplină, o să învățăm despre educația financiară. Păi asta e chestia, frate. Disciplina... Chestia să-ți facem parcurs și noi o să ne lovim de probleme la care trebuie să le găsim soluția. Păi, absolut, frate. Și prin chestia asta noi o să învățăm prin a ne rezolva problemele. Noi trebuie să facem asta cu API, GPG trebuie să le facem. O să facem un API în pula mea ca să ne ajute să facem API-uri personalizate pentru companii, frate. Bă, tu, în teorie sună perfect cu aia. Sună perfect în teorie. Uite, eu am plătit ăsta la OpenAI, știi? Și eu pot să construiesc API-uri pe subscription-ul pe care l-am eu. Deci, devine din ce în ce mai greu sau din ce în ce mai... o să dureze o perioadă un pic mai mult prin a te îmbogăți. Acum este momentul, 2024, din 2020. Bă, Doru, oportunități sunt și au fost multe, frate, care au trecut. Și sunt multe care au să vină, frate, la fel de bine. Mă înțelegi? Bă, eu sunt sigur, frate, că noi anul ăsta, dacă ne ținem de treabă, noi deja de la anul o să ne descurcăm. Să zicem că anul ăsta o să avem probleme, o să avem dezamăgiri, dar sunt sigur, în sufletul meu, cred foarte tare că noi dacă ne apucăm anul ăsta, noi deja de la anul o să fie ușor, o să ne vină mai ușor. Bă, Doru, important e să începi, frate, important e să începi și să te ții de treabă cu aia, asta e chestia. Mă înțelegi? Pentru că ideea am avut, frate. Problema care am avut-o eu inițial era faptul că nu aveam capital cu aia să încep dezvoltarea, știi, ideilor ăstora și să mă pun pe treabă cu ele. Deci, în chestia pe care vrem să o facem, vreau eu să o facem, nu trebuie capital, îți trebuie decât timp. Să faci timp și să... Doru, eu zic onest, fra. Nu există lucru în lumea asta pe care poți să-l faci fără să trească să investești capital, mă înțelegi? Da,
Pentru că... Nu, dar tu dacă investești timpul, da, dacă investești timp... Bă, nu zic că n-ai dreptate și tu, frate, că sunt, exact, cum zici și tu, sunt oportunități de care poți profita fără neapărat să trească să investești bani în chestia aia respectivă. Dă silința, fă ceva, fă un exemplu, dă greș, învață din ce ai dat greș, mai fă o dată, după ce ai reușit, mai fă o dată mai bine, înțelegi? Și așa, în chestia asta, frate, nu trebuie capital. Sunt pe net, frate, îți pune mură în gură cum să faci. Îți arată, îți dă pe tau așa, step by step, cum să creezi chestia asta și să o faci, să fie 100 bani pentru tine. Mură în gură, îți dă, mură în gură. Și acum câțiva ani nu se întâmplă așa, frate. Trebuia să citești carte, trebuia să cumperi cartea sau să o chiriezi. Asta este următoarea chestie pe care trebuie să o faci în modul ăsta. Fă pe asta ca să poți să ajungi la stadiul ăsta, ca să poți să progresezi. Stă tu la mură în mură, frate, mură în mură. Și eu cu băului, bine, sunt aizele de pula mea. Ăștia în pula mea sunt în mașini de-astea super scumpe, în iachturi, în pula mea. Doru, crede-mă, unde lucrezi acum, mâncați așa, așa îi vezi pe toți cu aia, așa sunt toți, frate. Nu este unul care să nu fie așa. Așa suntem și noi, dar peste 10 ani, după ce o să reușim cu chestia asta. O să avem în pula mea 35-40 de ani și o să zicem că, bă, dacă ne apucam de la 20, acum eram mai tineri. Păi bă, frate, eu am spus că eu nu mai mirosesc timpul, frate, am început să salvez bani, dacă ăsta, măcar o să încep ceva singur, frate, dacă nu vrea nimeni altcineva să se bage în nimica cu mine, mă înțelegi? Pentru că, bă, dacă... Știi care e treaba? Am auzit și vorba asta de la cineva care e tot așa un om de succes. Bă, frate, în viața asta nu trebuie... Dacă cineva nu vrea să te ajute, dacă nu reușești să-ți găsești suport, știi, în... nu știu, prieteni, apropiați... abar n-am cum să-ți explic. Dacă nu reușești să găsești ce ai nevoie ca să reușești, frate, fă-o singur, știi ce zic? Aie, îți durează mai mult, e mai greu, e mai ăsta, dar trebuie să, dacă nu începi tu, niciodată n-o să pornească treaba, mă înțelegi? Da, așa e, eu ți-am spus, eu așa m-am gândit și eu, bă, să mă duc eu singur să fac, să mă duc eu să încep, dar iar ți-am zis, ajung la aceeași idee, o să mă întâlnim peste 10 ani, voi o să munciți la TOPS, sau la securitate și eu o să vă zic că, bă, pula mea, cu aia, nu prea am făcut nimic de ce ar trebui să stau să învăț și să mă educ ca să pot să ajung aici, știi? Și asta zic că vreau să plecăm cu toții, frate, să avem cu toții experiențele pe care ar trebui să le ai singur, știi? Dacă nu suntem într-un grup, o să fie mult mai ușor, să fie mult mai bine. Nu știu ce să le mai zic la ăștia, frate, nu știu cum să le fac să le... Doru, eu îți spun sincer, frate, în viața asta nu toată lumea e făcută, frate, să fie propriul lor șef, mă înțelegi? Unii oameni așteaptă să fie îndrumați cu aia, pentru că nu știu încotro să se îndrepte, mă înțelegi? Asta e adevărul, fra, acum ia-mă cum vrei, eu nu urez rău nimănui, mă înțelegi? Dar dacă nu te văd că nu vrei să progresezi, frate, eu te las în treaba ta, știi? N-o să stau să încerc să trag de tine, știi? Bă, trebuie să faci așa sau trebuie să faci pe dincolo. Și pe Tibi. De câte ori n-am încercat, frate, să le iau sub aripa mea, să-i explic, să-i arăt, să... Ăsta. Dar de fiecare dată începea cu din alea, că... Bă, că nu știu ce, că lasă că știu eu mai bine, că așa... Bine, știi tu mai bine cu aia succes, știi ce zic? Și, bă, atitudinea pleacă și când lucrezi împreună cu aia. Până și când lucrezi împreună. Poți să vezi cum sunt oamenii de fapt, știi? Da, mă, frate, dar treci peste chestiile astea în grup. Păi da, frate, da. Voința trebuie să plece de la tine, știi? Nu de la mine, pentru că eu am voința asta pentru mine. Dar dacă tu nu vrei să-ți fie ție mai bine cu aia, eu nu pot să trag de tine, frate, mă înțelegi? Asta e viața. Pe pula mea, va trebui
să tragem, că noi suntem ăștia, suntem o mână de oameni, Darius, și eu nu vreau să renunț la mâna asta de oameni, așa cum sunt ei. Absolut, frate, dar nu, asta nu ține neapărat de renunța, frate, ne putem vedea și ne putem simți bine și când ne vedem în viitor, mă înțelegi? Nu, și... că noi nu, o să avem alte priorități, Darius, o să avem alte oportunități, noi nu să ne mai întoarcem de unde am venit, crede-mă, poate o să mergem în România, asta e altceva. Dar eu zic că acum este șansa, frate, pe care trebuie să profităm de ea. Trebuie să ne ținem de ceva. Înțelegi că putem să începem o de chestii. Absolut, frate, trebuie să te ții și de treabă, absolut. Sunt complet de acord cu tine. Putem să începem 100 de chestii și să nu iasă niciuna, dar dacă muncim toți la o chestie, poate să bubuie, poate, această chestie la care muncim toți. Pentru că o să avem păreri diferite, o să avem, înțelegi, și o să putem să ne, să ne elevăm unul pe altul. Și așa trebuie să facem, Darius. Da, absolut, Doru, absolut. Suntem în 2024. Noi nu, eu nu mai vreau să aștept să zic, bă, de la anul o să fac, de la anul o să... De la anul, mereu de la anul, până în pula mea, toți anii a fost de la anul. Anul ăsta trebuie să fie, anul ăsta trebuie să fie ceva pregătit pentru anul viitor. Înțelegi? Da, absolut. Anul în care noi ne dăm silința, frate, și o să sunăm și o să zică că, bă, mă doare capul, o să zică, bă, vreau să renunț, că nu mai suport asta. Și noi o să venim să zicem că, bă, acum e greu. Acum, dacă noi trecem peste greul ăsta, după aia o să fie doar ușor. Doar mai ușor decât a fost până acum. Și asta o să ne ridice moralul, frate. Trebuie să facem chestii de așa. Când mai intrăm pe camp, trebuie să ne jucăm, să vorbim despre chestia asta. Bă, fra, știi care e chestia? Dacă atitudinea nu pleacă de la întregul grup, știi care e chestia? Eu degeaba trag de tine, frate. Asta tot încerc să-ți explic, ei, observ, frate, observă. Uită-te din exterior la toată chestia asta, frate. Nu, încearcă să nu te implici, da? Și uită-te puțin la oameni, da? Am vorbit cu Vilian. Vilian, l-ai mai auzit să mai vorbească despre chestia asta? Nu, nu am mai zis nimica, da? Antonio la fel. Antonio la fel, da? Mai mult ca sigur nici măcar nu s-au mai gândit un moment cu aia după ce am purtat discuția respectivă legat de lucrurile pe care noi le discutam.